UTA s-a prezentat bine la capitolul defensiv în ultima lună, iar fundașul Alexandru Benga a fost unul dintre jucătorii care a dus greul echipei. Experimentatul fotbalist a și fost inclus de două ori în echipa etapei de LPF, de când UTA nu mai pierde în campionat. Utiștii au ajuns la 37 de puncte în clasament după victoria cu Petrolul și sunt pe locul 7 la egalitate cu FC Hermannstadt, care a și pierdut deja în etapa intermediară. Ne așteaptă o partidă dificilă în Giulești. Venim după o perioadă bună în care am avut rezultate și avem rezultate foarte bune. Mergem cu încredere și ne dorim să câștigăm punct sau puncte. Tu personal ești într-unul dintre cele mai bune momente din cariera ta? Nu știu dacă pot spune că sunt e cel mai bun moment din cariera mea, dar sunt conștient că trec printr-o perioadă bună. Este rodul muncii pe care o depun zi de zi și mă bucur că, în primul rând, că sunt sănătos și că fac ceea ce îmi place, pentru că asta e cel mai important lucru.